în fiecare an celebrăm în toată țara, toate comisariatele județene și la nivel internațional, cum a zis dumneavoastră, Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor. Ca și în ceilalți ani, noi dorim să avem o abordare în care mesajul nostru să ajungă la cât mai mulți consumatori. Este și o premieră anul acesta, pot să vă spun. La nivel național s-a stabilit un protocol cu Ministerul Educației, cât și cu, la noi, pot să vă spun, în județ, și cu Inspectoratul Școlar Județean, în care avem noi Ziua Porților Deschise. Un grup de elevi s-a stabilit deja, o să participe la o întâlnire cu noi în care le expunem niște teme interesante și drepturile și așteptăm cât mai multe întrebări de la elevi și sperăm ca o discuție care nu neapărat să fie aplicată, ci pe teme pe care acei elevi, studenți ni le adresează, să putem să răspundem și să îi facem să conștientizeze cât de important este să-și cunoască drepturile și care sunt aceste drepturi. De altfel, cu cât se știe de la vârsta mai fragedă ce drepturi are consumatorul, cu atât mai târziu va fi mai bine pentru toată lumea, bănesc. Da, într-adevăr, aș folosi chiar o sintagmă, un consumator bine informat este un consumator protejat. Ne bucurăm din ce în ce mai mult să vedem că, inclusiv prin concursurile pe care le realizăm noi la nivel național, Alege este dreptul tău, să fie din ce în ce mai mulți elevi care sunt foarte bine documentați cu privire la drepturile acestora, iar prin temele abordate și lucrările care sunt corectate de noi și de către colegii care organizează acest concurs, să vedem că își studiază foarte temeinic acest subiect și sunt foarte bine informați. Instituția pe care o reprezentați, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, lucrează doar în beneficiul consumatorilor sau și cu comercianții, cu cei care sunt vizați? Chiar după denumire, noi suntem o instituție care vizează respectarea și protejarea consumatorilor. Însă, în interacțiunile noastre cu operatorii economici, este important și vă mulțumesc pentru această întrebare, să specificăm că noi nu doar sancționăm, ci și avem acțiuni de consiliere și de informare atât a operatorilor economici cât și a consumatorilor. Dacă vorbim despre operatorii economici, aș menționa aici un proiect foarte important al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Este vorba de controlul voluntar al NPC, care permite operatorilor economici să facă o solicitare scrisă către noi și noi ne angajăm că în momentul în care comisarii efectuează acest control, nu vor stabili sancțiuni, ci vor lua doar dacă măsurile se impun, se descoperă niște nereguli grave, evident, dar ne angajăm că o să facem un plan împreună de consiliere și de remediere a deficiențelor identificate. Chiar pe această cale și inclusiv în presă noi am încercat să adresăm acest mesaj tuturor operatorilor economici. Ne bucură să vedem și să știe că între noi și dumnealor există o relație și trebuie să fie o bună comunicare, astfel încât finalitatea să fie aceea că consumatorii sunt protejați. Deci există acest parteneriat până la urmă. Există, nu l-aș numi chiar parteneriat, dar noi venim în întâmpinarea acestora și chiar îi așteptăm și pot să zic că ne-am bucurat și există și o raportare la nivel național în momentul în care vedem niște operatori economici care vor să-și facă treaba exact așa cum trebuie și în momentul în care fie sunt noi și apar pe piață, vin către noi pentru consiliere și pentru a discuta împreună cum ar trebui să fie abordarea acestora, cât și pentru operatori care se întâlnesc cu niște noutăți legislative și vin să le discute astfel încât să fie sigur că respectă legislația în vigoare. Dacă la început, acum câțiva zeci de ani, când se făcea o tranzacție și cumpărătorul constata că plătise una și primise cu totul altceva și vânzătorul zicea să fii sănătos, la revedere, ulterior oamenii au început să-și înțeleagă drepturile și să facă din ce în ce mai multe reclamații. Cred că și atitudinea comercianților s-a schimbat, dar mă gândesc că și sesizările pe care le primiți nu mai sunt cum erau acum 10-20 de ani. Da, dacă putem să-l numim comerțul clasic de care dumneavoastră bănesc că făceați referire, în care majoritatea achizițiilor erau directe, direct în magazin unde consumatorul intra în contact direct cu produsul și cu vânzătorul, majoritatea produselor și achizițiilor, am observat din datele statistice pe care le avem, aproximativ, ca să dăm și niște cifre, 53% dintre achiziții sunt făcute în mediul online. Cumva acest
lucru a făcut și prin intermediul site-urilor, de obicei observăm că acei consumatori sunt mult mai informați pentru că au anumite deprinderi în momentul în care lansează o comandă și informațiile sunt accesibile mult mai ușor.